Drumul până la Vaiot Zor străbate Armenia printr-un teritoriu aproape de granița cu Azerbaidjanul. Noravang, noua mănăstire în traducere liberă, este o construcție de piatră așezată la 120 de kilometri de Erevan. După ce trecem printr-o zonă de munți nu foarte înalți, se ajunge într-un superb defileu realizat de râul Amagu. Ne îndreptăm înspre una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Armenia și din întreaga lume. O mănăstire născută dintr-o superbă combinație între știință pură și dragoste. Între munții de culoarea sângelui și a iubirii, sub cerul liber și însorit al Armeniei, s-a născut această construcție de o rară frumusețe arhitecturală. În acest complex monahal găsim însemnele străvechi, în sculpturile și basoreliefurile ce împodobesc, fie că au fost realizate de momic sau de siranez. Nu vom ști niciodată adevărul pur, dar ar fi absurd să nu luăm în calcul repetatele însemne și simbolistica lor filozofică și ezoterică. În spatele acestor cacicaruri este prima construcție ecleziastică de pe teritoriul Noravangului, realizată, cum am menționat, în secolul IX. Nu se cunoaște arhitectul care a conceput planurile și construcția și nu a fost găsit până în prezent niciun zapis care să edifice cine a comandat această construcție. Ruinele de la San Carapet sunt în partea sudică a mănăstirii San Stefanos, ca un semn viu al trecerii timpului necruțător. Crucile de piatră armenești sunt simbolul credinței veșnice, simbolul vieții și al morții. Mănăstirea Gavit se găsește sub temeinicia gândirii arhitectului siranez, care a construit-o în anul 1261, așadar, aproape cu un secol înainte de Noravang. Sculptura de la primul cat semnifică pe Maica Domnului cu pruncul Iisus. Cea de la etajul superior este recunoscută prin a fi prima reprezentare a lui Dumnezeu Tatăl, sub apariție umană. Sculpturile din cele două timpane ale clădirii sunt realizate de momic și au fost aplicate ulterior. Aici, în dreapta Tatălui, îl descoperim pe Iisus crucificat. Această construcție, ochiul lui Dumnezeu, a fost realizată pentru a capta lumina pentru spațiul interior al mauzoleului familiei Orbelian. Siranes a conceput acest sistem extrem de necesar într-o perioadă în care iluminatul spațiilor interioare se realiza doar prin opaițe sau făclii. Momic a fost de fapt ucenicul lui Siranes și a devenit în timp continuatorul ideilor sale. Vom descoperi semnele comune ale celor doi constructori în San Stefanos, Gavit, San Carapet și Azvațațin. Mormintele familiei Orbelian, apărate de construcția Gavitului realizat de Siranes, au fost multă vreme oprite vizitării publicului larg și considerat drept un loc sfânt de pelerinaj pentru toți armenii din regiunea Vaiot Zor. Cacicarul lui Momic asimilat în construcția lui Siranes. Ce minunat sentiment, acela de a-ți urma maestrul, de a-i prelua gândurile bune și de a le concretiza în realizările proprii. Ca o rugăciune către același Dumnezeu pe care unul o începe murmurat, iar celălalt o preia și o duce mai departe, ca un cântec.
Acestea par a fi coloanele de la intrarea în templul lui Solomon, Iachin și Boaz, și ar semnifica, consolidat în forță, templul nostru va dăinui pe vecie. Mai departe, descoperim cele 12 coloane de susținere, câte 6 pe fiecare parte, după cele 12 luni ale anului, după cele 12 zodii sau cei 12 apostoli. Însemnele ecleziastice se combină cu însemnele cioplitorilor în piatră, pe motiv că sunt preluate amândouă din cartea legii sacre, Biblie, Tora sau Coran. La urcarea înspre spațiul de desfășurare al slujbei, pășim peste 5 trepte, parcă respectând tabloul lojei calfelor din cărțile masonice. În noua încăpere, naosul bisericii, descoperim în stânga și în dreapta două scări simetrice de piatră ce urcă spre o cameră nevăzută. Camera de rugăciune. Până la ea sunt 7 trepte și mai mult, atâtea câte sunt anunțate în templul lui Solomon, că ar despărți loja calfelor de loja maieștilor. Dar înainte de a intra în brasla constructorilor în piatră, ca și la intrarea în viața creștină, există un ritual, ca un botez, ca o pierdere a unei identități diurne și redescoperirea unei alte, mai aproape de sacralitate. Botezul este magic și semnifică părăsirea unei lumi și intrarea într-una nouă, mai bună. Botezul înseamnă trecerea pragului dintre conștiență materială și redescoperirea spirituală. De sute de ani, ritualul pornit de la Sfântul Ioan Botezătorul este consfințit în acest lăcaș la fel, sub același ritual, cu aceeași credință, cu aceeași eliberare sufletească până în zilele noastre. Este un mare moment de părăsire a unei lumi, urmat foarte rapid de o mare iubire regăsită, într-o lume mai bună, sub semnul dragostei creștine. Durerea și iubirea, sacrificiul și izbândă, sunt semne echidistante ale vieții. Sunt asumări pe care oamenii le-au înțeles de-a lungul timpului, chiar dacă au avut și mai au încă tendința de a încerca să-și facă viața mai simplă. Lumină și întuneric, alb și negru, bun și rău, sunt semne complementare ale vieții ce urmează existența noastră într-un mod inseparabil. La ieșirea din San Stefanos și Gavit, descoperim mauzoleul prințului Sâmbat Orbelian, construit în anul 1275 la ordinul fratelui acestuia, Tarsagic Orbelian. Săgeata cu sens dublu semnifică, conform unor vechi percepte ale francmasoneriei, principiile prin care ceea ce este sus este și jos. Așadar, nimic din ceea ce există în pasiunile pământene nu este lipsă în cer. Semnificațiile raiului și ale iadului sunt periculos de apropiate. Pasiunea învrăjmășită a oamenilor de a face rău cu bună știință este un semn al iadului.
dorința omului și speranța sa continuă într-o lume mai bună, este semnul raiului. Mulți oameni spun că răul nu este de fapt altceva decât lipsa lui Dumnezeu. Urâtul este lipsa frumosului. Pe pereții construcției descoperim semnele străvechi ale cioplitorilor în piatră, ce au adus prin osul breslelor lor pentru această mănăstire. În acest mauzoleu, fereastra a fost făcută în așa fel încât într-o anume zi a anului, în preajma echinocțului de toamnă, lumina se cade direct pe capacul mormântului lui Orbelian. Este recunoscut în legenda lui Hiram, arhitectul templului lui Solomon, ce a fost ucis de calfe, a fost găsit de frații săi maestri și ridicat din mormânt într-o strângere de mână ce se aseamănă cu gheara unui leu. În spațiul mauzoleului există două capiteluri de coloane, una cu coloană lipsă, iar cealaltă cu coloană existentă. Este simbolul maestrului Hiram Abiff ce a căzut răpus, dar a lăsat în urma sa alți maestri care să-i preia locul. Un semn al continuității și al evoluției de neoprit. Principiul continuității vieții sau al evoluției breslelor spune că ucenicii se vor transforma în calfe, iar aceștia, când le va veni vremea, vor deveni maestri, aflând secretele arhitectului Hiram, și vor constitui împreună coloanele pe care se va sprijini templul ideal al umanității. În acest loc avem de asemenea întâlniri cu însemne arhaice, cu însemne al căror înțeles poate fi găsit în atelierele de lucrători în piatră și în străvechiul templu al lui Solomon. Pe peretele de sud descoperim tabla cu pătrate de culori diferite, așezate simbolic în ideea dreptunghiului de aur, un alt semn al constructorilor în piatră din întreaga lume. Pe coloana lipsă, simbolizându-l pe arhitectul Hiram, descoperim un desen cu o pereche de ochi migdalați orientali. Se presupune că au fost făcuți în perioada secolului 14-16, când întreaga regiune s-a găsit sub atacuri frecvente ale hoardelor mongole. Șarpele cu două capete are 9 noduri. Sunt tot atâtea câte are sfoara cu noduri din lojile simbolice regulare ale francmasoneriei universale. Nu vom ști niciodată cât este adevăr și cât este supoziție în încercarea de a desluși aceste semne criptice ale constructorilor Siranes și Momic. Numărul de trepte similar, număr de coloane, semnele ferestrelor și ale mormintelor, însemnele biblice ale porumbelului, rodiile, dispunerea în piramidă, numărul lor, sunt tot atâtea întrebări ce pot rămâne fără răspuns. Sau întrebări ce își pot găsi soluțiile în principiile acelor constructori în piatră, urmași ai celor ce au ridicat străvechiul templu al regelui Solomon. Legendele ce înconjură aceste construcții sunt care mai de care mai variate și mai pline de mistere.
unele de nepătruns, altele ce se lasă cu greu descoperite. Dincolo de acestea, descoperim asemănările și diferențele vizibile între stilul de construcție al arhitectului Siranes și cel al arhitectului și profesorului Bart Pet Momic. Ceea ce transpare de fapt din fiecare așezare de piatră a mănăstirii Noravang este povestea de iubire din spatele construcției mănăstirii închinată Maicii Domnului. Povestea de dragoste dintre fiica regelui Burtelor Belian și arhitectul Momic rămâne în istorie ca o legendă, între adevăr și fabulație, între părere și certitudine, între inefabil și duritatea pietrei din care stă zidită mănăstirea, ca o mărturie a acestei iubiri neîmplinite de mai bine de 700 de ani. Surpa Svațațin, ridicată în 1339 de către arhitectul Momic, a fost comandată de prințul Burtel din străvechea familie regală, Orbelian. Tânăra domniță de numai 16 ani se îndrăgostește de bătrânul Momic de aproape 75, în perioada de recunoaștere a valorii lui, în perioada de vârf a carierei, într-un moment în care el însemna pentru cultura armeană deja un simbol. Construită într-un sistem complex, mănăstirea cuprinde două spații distincte. Subsolul, sau primul cat, în care se coboară prin intermediul a 9 trepte de piatră sub nivelul pământului, și așa precum vom vedea, partea de sus a clădirii, în locul de susținere a slujbelor sfinte. Pe tavanul celei mai de jos încăperi din Svațațin sunt sculptați în piatră sfinții evangheliști. Taurul înaripat, Sfântul Luca, vulturul, Sfântul Ioan, omul, Sfântul Matei și leul înaripat, Sfântul Marcu, sunt evocați sub cele patru semne biblice. Semnul vortexului, semnul soarelui puternic al Orientului, semnul vieții, al morții și al legăturii constante între pământ și cer, între teluric și divinitate. În semnul oriental străvechi semnifică parcă drumul destinului sinuos al acestui popor. Vortexul a constituit dintotdeauna un ornament specific armean, folosit atât de constructori în piatră, în lemn sau de miniaturiștii acestei zone. Crucea armenească arborescentă are o frumusețe aparte, ce evocă în același timp credința, tenacitate și puterea de a duce spre un final corect drumurile vieții. Întreaga mănăstire nouă este ca o expoziție de însemne specifice constructorilor în piatră. Clopotul ce coboară din vârful cupolei ca un fir cu plumb ce verifică justețea construcției și până la acoperișul străjuit de 12 coloane în semnul celor 12 apostoli al lui Iisus sau al celor 12 zodii, totul este într-un echilibru arhitectural rar întâlnit. Regele Orbelian n-a putut accepta prea ușor relația dintre fiica sa și profesorul și arhitectul Momic Bart Pet. Presat însă de iubirea acesteia,
face un pact cu bătrânul sculptor în piatră și îi dă comandă de a clădi o nouă mănăstire, dar nu în 7 ani, cât dura de obicei, ci numai în 3. Sub semnul presiunii timpului, Momica așează în această construcție toată priceperea profesiei sale dobândită într-o viață de om, dar și toată iubirea sa pentru tânăra prințesă. Numai astfel putem explica atât structura matematică aproape de perfecțiunea întregii construcții, cât și frumusețea și luminozitatea specială a pereților săi, frumusețea stilistică a ornamentelor ce împodobesc construcția ca o dantelă de piatră. Ferestrele sunt construite geometric în așa fel încât să primească lumina soarelui la ora dimineții, la ora la care se țin slujbele. Lumina este calculată să cadă direct pe altar pentru a ușura citirea psalmilor. Întreg spațiul combină într-un mod unic simbolistica ezoterică, greu de descifrat pentru ochii străini, cu sentimentul unei profunde și aprige iubiri, semn al umanității și al creștinătății. De pildă, porumbelul, semn divin al purității, semnul de sfârșit al potopului lui Noe, semnifică totodată și cuvântul de trecere spre gradele de perfecție ale masoneriei. Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril sunt descoperiți puțin mai departe într-un basurelief destul de frust. Această construcție este în același timp un semn al unor cunoștințe matematice și de geometrie în spațiu de mare profunzime, dar și un semn al iubirii, un semn al gingășiei și al atingerii perfecțiunii. Ce declarație de dragoste mai temeinică și mai împlinită decât să ridici un lăcaș de rugăciune pentru ființa ce te apropie cel mai mult de esența credinței creștine, de dragoste divină, de iubire omenească. Pe peretele estic vedem o figură geometrică complexă ce ar părea de neînțeles dacă nu am încercat deslușirea sa prin simbolistica ezoterică. Frumusețea clădirii, concepția arhitecturală a lui Momic, izvorăște din stâncă ca un cântec de dragoste și de jale totodată. Se simte în construcția sa atenția pentru detalii pe care este firesc să o aibă un arhitect ce și-a desăvârșit cunoștințele în școala de miniaturiști din regatul cilician. Ornamentele de pe pereții clădirii, precum și acoperișurile suprapuse, dau o combinație aparte din punct de vedere arhitectural. Fereastra de la baza desenului ar putea fi simbolul lumii materiale, Hekal, cu care inițiații au contact în lojile simbolice ale masoneriei scoțiene. Octogonul ar putea fi planul material în care omul inițiat ajunge la a stăpâni echilibrul interior între principiul masculin și cel feminin. Coloanele laterale, Iachin și Boaz, sunt unite printr-un arc de cerc ce indică necesitatea aducerii în armonie a contrariilor. Deasupra octogonului se găsește crucea, ca semn al credinței poporului armean, și numai prin credință se poate ajunge înspre agvila ce ține în gheare puiul de cerb, element central al heraldicii casei nobiliare Orbelian. Dar ridicarea unei mănăstiri atât de frumoase și pline de semnificație din toate punctele de vedere creștine și filozofice nu l-a putut ocroti pe Momic de dispariția sa. În preajma terminării mănăstirii, arhitectul a fost aruncat de pe schelă de oamenii regelui Burtel Orbelian pentru a opri căsătoria cu fica acestuia. Pe crucea de piatră a lui scrie doar: amintește-ți, Doamne, de sufletul lui Momic și binecuvântează-l. Probabil, conform principiilor masonice, Momic se găsește acum la Orientul Etern, într-o altă existență mai blândă, mai calmă și, de ce nu, înconjurat de iubirea acelei prințese, căreia a putut dărui construirea unei astfel de mănăstiri.
Poporul armean trăiește într-o zonă a Orientului cu veri călduroase și ierni aprige, pline de pasiuni arzătoare, de lupte sângeroase, de religii contradictorii. Dincolo de orice durere, dincolo de timp și spațiu, mai departe de orice vârstă, neam, țară sau religie, singura care unește oamenii într-unul dintre cele mai frumoase și mai prețioase sentimente este dragostea. Aceste mănăstiri rămân unele dintre cele mai frumoase și mai trainice construcții de pe teritoriul Armeniei. Dar frumusețea mănăstirii Surpas Vatsatsin evocă, pe lângă valoarea pură arhitecturală, o înclinație spre frumusețe sufletească, spre îmbinarea dintre iubire și credință, între gând și suflet. Pe drumul spre casă, spre Erevan, plecând printre acele peisaje de vis oriental, nu pot scoate din gând imaginea Noravancului. Armenia, Armenia, ce țară minunată ești!